Pelerinii au participat în număr mare la taina Sfântului Maslu, oficiată la Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași, duminică 13 august 2023. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Alături de preasfinția sa a slujit un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a fost întâmpinat în fața clopotniței Soborul Sfinților Români de autoritățile locale și de părinții slujitori. De aici s-a mers în incinta Bisericii Monument, unde s-a săvârșit taina Sfântului Maslu. În cadrul slujbei s-au citit rugăciunile rânduite pentru sănătatea sufletească și trupească a celor prezenți și a celor din familiile acestora. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului la Iisus învățător de lege, citindu-și zicând, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Iar el a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine. Vreau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, a zis, iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc cu plătit. Părintele episcop vicar Nichifor Botoșăneanu l-a ținut un cuvânt în care a vorbit despre puterea de tămăduire a lui Dumnezeu. Aflat tămăduirei însă și vorbesc de femeia cu curgere de sânge, femeia care avea curgere de sânge, s-a atins de Domnul cu acest gând, că numai de se va atinge de haina lui, va afla tămăduire. Lucru care s-a și întâmplat. Și a strigat Domnul către apostol, cine s-a atins de mine? Și pe bună dreptate aceștia s-au mirat, Doamne, oamenii te îmbulzesc, aproape nimeni nu poate ajunge la tine și întreb cine s-a atins de mine, s-a atins cineva de mine căci am simțit o putere ieșind din mine. O putere vindecătoare, o putere tămăduitoare a ieșit pentru că între credința femeii și Hristos, dătătorul de tămăduire și de viață, s-a născut o legătură în acel moment, o legătură puternică. Nu a ieșit această putere din Domnul fără voia Lui. Puterea de tămăduire nu o putem lua de la Dumnezeu așa cum poți fura un portofel. Femeia s-a atins cu înțelesul acesta că Dumnezeu cel milostiv care s-a descoperit tămăduitor de oameni, El însuși vrea să o tămăduiască și așa a fost. Și a vădit Dumnezeu credința femeii. Toate cele auzite și tămăduirea fiicei femeii care a stăruit și a strigat în urma Domnului, încât părea că n-a fost auzită, toate acestea fac ca legătura între om și Dumnezeu să crească, să devină din ce în ce mai puternic. Acea femeie care s-a tămăduit nu a mai fost la fel. După cum Lazar, care a înviat din morți, nu și-a mai trăit la el zilele vieții sale. Și Lazar cel înviat a murit după aceea din nou. Și fiica lui Iair, cea care a fost înviată, a murit ea însăși. Și fiul văduvei din Nain
dar nu a mai trăit la fel după ce a cunoscut pe Domnul și au cunoscut puterea Lui de a învia morții și de a tămădui din orice boală pe om. De aceea, orice apropiere a noastră de Dumnezeu, precum și dumneavoastră a făcut-o astăzi pentru că la Hristos ați venit, orice apropiere a noastră de Dumnezeu ne schimbă și ne schimbă cu atât mai mult cu când gândul nostru este mai plin de nădejde, mai plin de credință în dragostea lui Dumnezeu. Domnul însuși vrea să nădăjduim în El și să înțelegem că nici boala, nici moartea nu sunt legate în veșnicie de noi. În veșnicie suntem legați de Dumnezeul cel viu și Dumnezeu nu ne-a făgăduit că vom rămâne spre moarte și n-a venit ca să ne se arate neputincios în fața morții, ci prin vindecări și prin învierea celor morți ne-a arătat chemarea noastră cea adevărată, l-ar cunoaște și a ne bucura de El. Nici o boală și nici o criză nu trebuie să umbrească această nădejdea noastră. Atunci când vom trăi așa și noi vom fi altfel, vom fi precum au fost cei tămăduiți de Domnul, oameni puternici sufletește, oameni care au înțeles că nici o boală nu poate birui această legătură a omului cu Dumnezeu și nici măcar moarte. De aceea, mă bucur că am împărtășit împreună această nădejde și am fost împreună în rugăciune, pentru că după fiecare rugăciune trebuie să ne întoarcem mai puternici, mai plini de nădejde, întărind și pe cei din jurul nostru. Semnul că am trăit bine rugăciunea este nădejdea care devine din ce în ce mai puternică, dar și stăruința în toată fapta cea bună și mângâierea în rugăciune care ajunge până la lacrimi. Fiecare dintre dumneavoastră a fost cu dragoste și cu cinstire și vă mulțumesc pentru buna rânduială pe care ați mis-o în rugăciune și pentru credința dumneavoastră. De aceea am nădejde că vă veți întoarce la casele dumneavoastră, întăriți și mânghiați de Domnul și să vă ajute bunul Dumnezeu ca să vă îndulciți în toate zilele vieții dumneavoastră și să cunoașteți și darul vieții, mulțumind lui Dumnezeu zi de zi pentru aceasta. Așa să ne ajute Dumnezeu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit preasfinției sale și pelerinilor pentru că s-au rugat împreună în cadrul slujbei. Pentru sfânta noastră mănăstire, această mică opție de soindică, nu în ultimul rând, pentru părinții împreună slujitor rugători, pentru frățile voastre, dragi pelerini, care poposiți din când în când în dealul mare la mănăstirea Hadâmbu, unde mulțumesc Dumnezeu că se menține această frumoasă rânduială, ca în fiecare post să avem prezența ierarhului nostru, datorită binecuvântării înaltei a Sfințitului Părintele nostru Mitropolit Roman. Dar nu în ultimul rând, preasfințitul Părintele nostru Nichiforul Tăcineanu, care știu prea bine, deși preasfințirea voastră aveți agenda destul de încărcată. Nu ușoară vă este crucea de la sfințiri, mănăstiri, biserici și totuși veniți și la noi. Vă faceți timp și pentru noi. Rog pe Hristos Dumnezeu, preasfinția voastră, să vă răsplătească cum va și mai bine. Și noi vă mulțumim, preasfinția voastră, că existați în viața noastră tuturor și nu ultimul rând și a meu personal. Și trebuie să recunoaștem în biscădincioși, pentru noi toți este o mare binecuvântare. De fiecare dată, când avem această șansă. Și bine știți dumneavoastră puterea Sfântului Maslu. Rugăciunile săvârșite de către ierarhul nostru și de către părinții slujitori împreună rugători. Iată, Măicuța Domnului ne-a blagoslovit în acest post. Încă mai avem două zile de post până la frații cumpărătesc al adormirii Maicii Domnului. Ne-a binecuvântat cu această mare binecuvântare, bucurie duhovnicească. Știți prea bine cât de mult iubesc eu prezența ierarhului. Știți prea bine cum vă spun eu, prezența ierarhului este Hristos. Așa că să ne bucurăm cu toți împreună, să rugăm pe Bunul Dumnezeu, să
să ne primească puțin în rugăciunea noastră tuturor și încă o dată, Preasfinția voastră, vă mulțumesc din inimă pentru binecuvântările acelea, pentru cuvântul blând rostit de folos nouă tuturor. Rog pe Bunul Dumnezeu și mai Iubița Domnului să vă țină mulți, mulți frumos binecuvântați ani, să ne puteți fățări, sluji, tot așa de frumos, ca în timpul slujirii atât ca exact, pare că suntem înălțit preierati, cât actual acum era ca nostru drag. Amintim că la praznicul Adormirii Maicii Domnului din zilele de luni 14 august și marți 15 august, programul liturgic de la Mănăstirea Hadâmbu va cuprinde câteva slujbe speciale. Și la noi vor începe sărbătorile de mâine, nu numai pentru noi, pentru toți creștinii ortodoxi și pretutindeni. Rânduiala va fi mâine seară privegherea cu lichie, scoaterea Sfintei Icoane Făcătoarei în procesiune, cum obișnuie an de an la toate praznicile împărătești a Maicii Domnului, în mers de noapte utrenia, prohodul Maicii Domnului, care va ține până la 3 dimineața, iar marți vom avea Sfânta Dumnezească Liturghie. La finalul tainei Sfântului Maslu, oamenii au fost miruiți și stropiți cu apă sfințită, iar apoi s-au închinat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului.